Republic of Gamers Strix Flare. Notificările nu se activează automat, așa că dai click pe clopoțel, enable all notifications împreună cu creator posts pentru a nu rata niciun video pe care o să-l pun. Știți voi tastatura asta? Mă gândesc că câțiva dintre voi o știți. Este o tastatură epică, frate. Este, cred că, cea mai nouă tastatură de la Republic of Gamers și, după cum vedeți aici pe cutie, arată superb. Am spus și la cea pe care o folosesc în momentul ăsta. Eu vreau să aibă tastatura un volum, un buton de volum, dar nu buton să apeși pe el. Rotiță de volum, să zic așa. Pentru că îmi face viața mai ușoară, că nu mai mă întind până la mixer și așa mai departe. Așa că asta, după cum vedeți, unde-i? După cum vedeți aici, are rotiță de volum. Este în partea stângă, dar nu-i problemă. Merge și în stânga, nu trebuie neapărat să fie în dreapta. Așa că, hai să vorbim un pic despre ea, să vedem ce scrie pe aici. Dedicated Media Keys Positioned for Instant In-Game Control. Avem wrist rest-ul care se dă jos, bineînțeles. Switch-urile sunt MX Cherry Brown. Sunt foarte silent. Este evident RGB. Anti-ghosting N-key rollover. Pulling rate 1000 de Hz. Cablul are o lungime de 2 metri. Mai avem aici sus ceva butoane de multimedia. Are și un port de USB în care poți lega ce vrei tu. Și o chestie foarte, foarte, foarte tare pe care eu încă n-am reușit să o fac pentru că n-am avut timp, că trebuie să fac review-ul. Logo-ul este personalizabil, cred că așa. Ei, în momentul ăsta, au logo-ul de la Republic of Gamers pe plăcuța asta mică de acril aici, după cum vedeți. Asta se scoate. Iar băieții de la Republic of Gamers ne-au dat, adică în fiecare cutie, în fiecare tastatură pe care o cumperi, ai să găsești încă o plăcuță micuță, extra, este negravată, nu are nimic pe ea, pe care poți să-ți faci logo-ul tău. Evident, eu o să-mi fac logo-ul meu cu Chipflix TV. Tastatura asta, după cum am zis în clipul anterior, este pentru setup-ul nou, pentru calculatorul pe care mă chinui să-l construiesc acum și va mai dura un pic, frate, că na, după cum am zis, timpul. Vă dați seama că backlit-ul este RGB și compatibil cu Aura Sync, pentru că na, este Asus Republic of Gamers. Și mai vedem aici că pe lângă backlit-ul tastelor avem și două linii, două bare. mai are ceva lumină extra, ceva RGB extra, ca să îți lumineze puțin sub tastatură, ceea ce va da un efect super, super tare. O să vedem imediat când o să o montăm. Acum, haideți să o scoatem afară din cutie. Republic of Gamers. Asta numesc eu împachetat profesional, foarte, foarte bine. Deci nebunie tastatura, wrist rest-ul, avem manualul de utilizare și, după cum am spus, aici ar fi trebuit să fie încă o plăcuță de aia micuță de acril, dar eu am scos-o în speranța că merg să-mi gravez logo-ul pe ea și nu am apucat, nu mai avem nevoie de aur acum acolo. Deci plasticul este de ăla care nu lasă amprente. Hai, fără. Oh my... Oh! Acum să-i facem un test de gălăgie. Este foarte, foarte, foarte silent. Pentru o tastatură mecanică, este extrem de silent. Păcat că nu am reușit să fac, după cum am spus, logo-ul aici, dar va veni și ăla. Acum haideți să o conectăm, să vedem ce și cum, pentru că sunt curios să văd RGB-ul cât de șmecher este. Pentru mine asta e cel mai important lucru la o tastatură, să-mi bag picioarele dacă nu. Deci uite, volumul, când îl văd că urcă și scade în momentul când învârte, ăsta este beton. Nu-mi place să stau să... Vedem că de la tastatură direct, fără să intri în software, are 4 nivele de intensitate a backlit-ului, a luminilor. Una este relativ slăbuță, a doua este pentru seară, așa, a treia și a patra este cea mai tare, clar. Ce, pentru asta este iluminare pentru ziua, să zic așa, se vede foarte tare. Ideea este că eu nu sunt un mare fan al culorilor ăstora rainbow, să zic, toate așa adunate, după cum ați văzut, tot ce este la mine aici este o culoare fixă, ori e mov, ori e cyanul ăla, ori e... Mă înțelegeți? Deci, evident, eu o să-i fac un profil custom, dar iluminarea este bombă.
bombă, cum se zice, blană bombă, așa. Acum hai să ne uităm un pic mai amănunțit la ea. Dedesubtul tastaturii, în fiecare parte sunt câte 9 LED-uri în acea liniuță RGB, să-i zic așa, și câte un LED, bineînțeles, dedesubtul fiecarei taste. Toate pot fi controlate independent. Switch-urile, după cum am spus, sunt Cherry MX Brown. Frame-ul tastaturii este dintr-un plastic finisat așa mat, foarte durabil, foarte plăcut la mână, nu lasă amprente, la fel ca și wrist rest-ul. Are un design simplu, elegant. Lumina RGB din taste se vede atât în tastă cât și pe lângă, însă spilul produs de lumină pe lângă taste este plăcut și nu este deranjant la ochi nici pe întuneric când lumina tastaturii este dată la nivelul 4, la cel mai puternic nivel, la cea mai puternică intensitate. Wrist rest-ul se montează foarte simplu, ridici tastatura, pui wrist rest-ul sub ea, lași tastatura jos și gata. Nu se blochează, nu nimic, decât are două găuri acolo care îl țin în loc. Îmi place foarte mult că au implementat LED-urile RGB și pe părți sub tastatură, în stânga și în dreapta, arată beton, dă un efect foarte aparte tastaturii, să zic așa. Este foarte interesant și de apreciat că au inclus încă o bucățică de acril în caz că cineva vrea să-și graveze logo-ul lor propriu sau eu știu ce altceva pe acea bucată de acril și pe urmă să o pui la tastatură. Este o chestie foarte tare treaba asta. Nu știu sigur dacă alți producători mai fac chestia asta. Cablul, după cum am spus, are 2 metri, este foarte, foarte, foarte tare și foarte gros după cum se vede. Este protejat de ceva fibră împletită peste el, iar la capătul lui avem 2 USB-uri, unul prin care se conectează tastatura, evident, iar celălalt este direct la hub-ul de USB pe care îl găsim lângă cablu în spatele tastaturii, dacă vrei să-ți conectezi mouse-ul acolo sau să bagi un stick să nu te mai întinzi la hub sau eu știu pe unde. Avem tradiționalele piciorușe, iar acum haideți să vedem ce fel de customization se pot face în software, pentru că Armory de la Republic of Gamers este foarte complex și au făcut și versiunea a doua, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Acum trebuie să downloadăm driverul, se numește Republic of Gamers Armory, este versiunea a doua. Îl instalăm și să vedem un pic ce putem customiza pe acolo, oricum să fie vă dați seama toate prostiile, dar vreau să văd puțin, vreau să vedeți și voi puțin cum arată software-ul și așa mai departe. Deci poți face macro-uri, dai record, apeși tasta care vrei și ți-ai făcut macro. În tabul de sync, bineînțeles, dacă ai un mouse care are Aura Sync sau orice alt device, se sincronizează și merg toate la fel. Iar mergem înapoi pe tastatură, avem o grămadă de profile unde poți să-ți salvezi tu cum vrei tu și lumini și funcții. Pe orice tastă poți să schimbi, să pui orice altceva vrei tu. Iar la lumini, frate, sunt o grămadă de moduri, sunt o grămadă de breathing, color cycle, wave-uri, poți să schimbi fiecare culoare de la fiecare wave în parte, poți să pui, vedeți în dreapta, acolo sunt niște săgeți, direcția în care să meargă animația, viteza, thickness-ul înseamnă cât de lungă să fie animația, adică culoarea, cât să țină o culoare până se schimbă cealaltă. Deci software-ul ăsta este foarte, foarte complex și în același timp și user-friendly, poți face ce vrei tu. Deci cam asta este cu tastatura, este o nebunie curată, vreau să spun. Este o tastatură la un preț foarte mare, este o tastatură foarte, foarte premium. Nu prea ai ce să comentez, frate, despre ea. Ce să zic mai mult decât că îmi place maxim. Poți să o customizezi cum vrei tu, ai o grămadă de preseturi, ai o grămadă de chestii, poți să faci, după cum am zis, macro la fiecare buton, la fiecare... Iar ar veni porumbei aici și cântă, frate, când eu filmez. La mine lângă geam au cuib, au pui, tot ce vrei tu este aici. Ăla-i, frate, cântă... După cum am zis, asta este o tastatură care va sta în cutie până în momentul când mi-am terminat setup-ul nou, cu PC-ul nou și așa mai departe, atunci va fi scoasă, o să îmi iau un mouse ori de la Corsair, ori de la Republic of Gamers, pentru că vor trebui să fie cât mai sincronizate una cu alta, deși dacă iau de la Corsair va fi mai greu un pic să sincronizez eu cu Aura Sync-ul de la Republic of Gamers, însă o să găsesc eu o metodă. Deci, din nou, ăsta a fost review-ul, sper că v-a plăcut, este o tastatură nouă, este o tastatură foarte, foarte tare. În caz că cineva vrea să și-o achiziționeze, băieții de la PC Garage vă pot ajuta. Am pus link-ul direct spre tastatură în descriere, dați click acolo și vă puteți lua și voi. Eu vă recomand, este o tastatură foarte, foarte, foarte premium și după cum ați văzut în clip, ce mai mult mai pot spune de atât. Nu mai pot spune nimic. Pot să spun doar că ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, că vreau să ajungem odată la 100.000. Mai un pic, dar sunt atât de aproape și totuși atât de departe. Dați acolo pe butonul de abonare, eu v-am pupat și ne vedem în următorul.